Bună, fetelor! Așa cum ați văzut și în titlu, în video de azi voi testa aici, în fața camerei, aceste benzi pentru punctele negre de pe nas de la Biore. Eu le-am ales pe acestea albe cu arbore de ceai verde. Sunt 6 plasturi. Aici spune că îndepărtează mizeria, uleiul și punctele negre de pe nas. Nu le-am ales pe acelea negre pentru că sunt pentru tenul gras și nu aș vrea să-mi agresez fața, să vă zic așa, prea mult. Așa că le voi încerca pe acestea. Ele arată așa, sunt într-un ambalaj din acesta argintiu. Pe spate au instrucțiunile în diferite limbi. Pe spatele cutiei sunt instrucțiunile și arată cum să le folosim. Punem să umezez fața, să le aplic pe umezez fața, umezez nasul, să le aplic pe nasul umed, să le las să acționeze 10-15 minute și după aia să le îndepărtez ușor din exterior înspre interior. Așa că voi lua una și o voi desface. Ia să vedem. Are aici desfăcut-o. Și ea arată așa. Are o folie transparentă pe spate. Și ea este albă. Îmi voi umezi fața. Îmi voi umezi nasul și după aia vin și vă arăt cum îmi aplic mă duc să-mi umezez fața și revin. Am umezit nasul și o voi aplica așa, partea aceasta, scobitura în sus și aici pe vârful nasului. O voi dezlipi. Și o voi aplica pe nas. Cum ceasul este fără 20 și voi aștepta 10-15 minute și după aia vă arăt cum dezlipesc acest plasture. Și vă spun părerile mele la sfârșit. Gata, au trecut și cele 15 minute, de fapt au trecut mai mult de 15 minute. Acum îmi voi îndepărta plasturele. Sunt sigură că o să doară foarte tare, după cum simt deja, pentru că s-a întărit. Dar asta este. Și vom îndepărta din partea asta. Au, au, în partea asta doare cel mai tare. Opa! Da. Nu mi-a îndepărtat toate punctele negre, dar mi-a îndepărtat. Așa că voi apropia, sper să nu
vă supărați pe mine, dar vreau să vă arăt că într-adevăr am depărtat niște fire de păr și puncte negre sau... Sper că se vede. Sper că vedeți. Îmi simt nasul uscat, într-adevăr. Cred că și de la... Mai mult ca sigur de la acest plasture. Mi-am depărtat o parte din firile de păr. Dar foarte multe puncte negre, puncte negre. Foarte multe chestii din păr. Acești plasturi au funcționat pentru mine, le voi mai folosi, nu știu de câte ori se poate folosi, pentru că am aici acea chestie de protecție pentru a nu fi furate și nu pot să văd, dar o să citesc în interior, să văd de câte ori, cred că o dată pe săptămână pot să le folosesc sau de două ori pe săptămână, nu știu. Dacă știți, lăsați-mi în comentarii de câte ori o să folosesc plasturii. Acesta a fost video pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de thumbs up, de subscribe și ne vedem data viitoare! Pa!